intra în vigoare din aprilie. Înțelegerea va include noi condiții de reformă pentru forța de muncă, infrastructură și investiții. Într-un interviu acordat Bloomberg, șeful misiunii femei pentru România, Jeffrey Franks, a apreciat că țara noastră a trecut de la, citez, statutul de elev mediocru la cel de țară care a făcut eforturi enorme pentru a încheia reforme dificile. Bordul femei se va reuni la începutul lunii ianuarie pentru a evalua progresele României în vederea eliberării următoarei tranșe a împrumutului.